Bine venit la Europa FM, Tudor. Ai mai fost vreodată aici? Cum? În care sediu? În ăsta. În sediu central? Nu. Da. În sediu ăsta n-am mai fost. Am venit astăzi, mi-a arătat George garajul. Nu vă gândiți la prostie. Și am văzut garajul. Și cauciucuri. Nu știu dacă așa face și cu fetele, le arată garajul. Am văzut că se poate cânta, ceea ce e bine, e frumos antifonat, e mare. Are așa un aer de unplugged, deși nu o să fie unplugged. Și sincer să fiu, cred că cea mai tare cântare a noastră de pe luna octombrie, poate chiar de pe toamna asta și cine știe. Poate chiar de anul. Dacă ne merge destul de rău de pe tot anul. Doamne ferește. Știe, da. Nu, pe bune, acum e foarte important să putem să cântăm în fața urechilor a milioane de români. E un radio de milioane de români. Așa. Exact. Nu glumesc, pe bune. Acum nu știi ce e mai important, cei 200 de oameni din platou care au contact direct cu tine și nouă ne place live-ul așa mult și să simți publicul, sau responsabilitatea de a livra muzică bună și din punct de vedere sunet și tehnic la câteva milioane de oameni. Și e foarte important. E o cântare mișto și un concept foarte ok. Auzi că aveți o piesă nouă. Avem. O să arătăm așa un fel de avantpremieră din ea, o să arătăm o parte din ea pentru că o avem în lansare pe 3 noiembrie. Pot să spun unde? Bine, mersi. La Silver Church. Într-un concert live, am promis să o lansăm live și ne ținem de cuvânt, dar Europa FM beneficiază de o avantpremieră și are refrenul și o bună bucată din cântec ascultătorii vor putea auzi. Următorul single îl lansați la anul în garaj. De acord, deal. A, să stăm până la anul? Ba da, până la anul. Adică nu trebuie să fie chiar în toamnă, nu? Nu, mai devreme. Facem una de chiloțeală așa și o dăm mai prin martie. O întâlnim pe 26. Nu e joi. E adevărat? E miercuri. E miercuri, că putem spune miercuri că ne vedem joi și mai venim o dată joi. Putem să mai facem o cântare joi. Putem să stăm până după 12 cu cei 260 de fericiți care se vor destrăbăla în garajul Europa FM, pe care după concert îl vom transforma într-un casino și un restaurant, un lounge, o discotecă. Vorbești bine, ai făcut teatru? Nu, dar mi-aș dori. La radio, vreau să aduc la radio. Gata!